Se pare că petrecerile au revenit în forță și se organizează la cel mai înalt nivel și până la cele mai mici detalii. Mai cu seamă dacă e să vorbim despre decor. Sunt atâtea elemente, accesorii, atâtea tendințe și noutăți. Noi suntem curioși să le aflăm pe toate, de aceea discutăm astăzi subiectul cu decoratoarea Iulia Sânduță. Iulia, bine ai venit la noi! Salut! Hai să începem cu ceea ce am anunțat despre tendințe, da? Care sunt tendințele în materie de decor în acest sezon? În 2023, aranjamentele florale sunt relevante, adică rămân relevante. Dacă la întâlniri mai multe mirese mă întreabă, gen, optăm pentru flori anul acesta sau cumva punem accente pe construcții, pe anumite accesorii? Uite că da. Cu cât mai multe flori, ok, în limită, da, să fie totul destul de echilibrat, ele rămân în vogă. Uh-huh. Cât despre culori, cele neutre, ele sunt mereu un must-have, da. Și sunt mereu binevenite. Totuși, anul acesta putem să ne jucăm cu culorile așa cum ne dorim. Uh-huh. Apropo, chiar recomand ca cei curajoși să-și personalizeze cumva evenimentul și să opteze pentru culori gen fucsia, galben, care emană senzualitate, pasiune, lumină. Galben, da? Exact. Nu știam despre... sunt moldovenii curajoși, pentru că, iată, chiar ai recunoscut-o, e nevoie de o doză de curaj, da? Ca să alegi un decor mai original sau mai neobișnuit. Sau moldovenii totuși cumva vor să țină mai mult cont de acele limite sau să fie ca la o nuntă la care au fost? Sau... Tare bună întrebarea asta, pentru că, da, uite, probabil telespectatorii o să aibă pe ecran unele lucrări ale mele. Să știi că tare rar moldovenii noștri au totuși curaj. Ok, eu cumva am ajuns la un anumit nivel în care clienții mei vin și cumva... Au încredere în tine. Deja, da, au încredere și cumva, oricum, 90% vin cu tematica pe alb. Vreau o nuntă. Wow, vreau o nuntă diferită. Și când urmează, știi ce își doresc? Deja mă gândesc pe negru, cu, nu știu, cu un albastru ceva diplomat întunecat, roșu, da? Și zic că pe alb. Și atunci când aud unde va avea loc evenimentul, uite, de fiecare dată totuși încerc, da? Să facem ceva mai deosebit. Și cum putem să facem asta decât prin anumite culori? Ok, da. Asta nu înseamnă că toată nunta trebuie să fie cumva fucsia sau roșie, da? Sau, fac așa anumite șiretlicuri. De exemplu, florile pot fi în totalitate albe. Da? Accesoriile destul de minimaliste, dar, de exemplu, fețele de masă pot fi de o altă culoare. Apropo, sfatul meu este să optăm totuși pentru o anumită, măcar o nuanță, pentru că la noi serile din Moldova, în mare parte, sunt pe alb, da? Adică tu intri la fețele de masă, la pereți, la tavane, la tot, da? Și respectiv, dacă doriți să aveți niște fotografii, un video din ăsta mai fain, mai da, să zicem, cu un efect, cu un anumit impact pe care l-ați așteptat, uite, haideți să facem un pic ceva diferit. Și se lasă pe mâna ta. Da. Uite, să știi, știi că să-i da. Convingi. Da, chiar da. Știu să conving, pentru că, adică, ok, nu zic că, uite, eu cred că așa trebuie să facem și în tendință este această culoare. Le arăt cum ar putea să arate acest proiect și, apropo, fac diferența. Arăt în aceeași sală un decor pe alb și un decor în care am inclus măcar o nuanță. Și în 2023, totuși, dacă optăm pentru culori, asta nu înseamnă că trebuie și galben, și albastru și tot, da? Totuși mergem pe o singură culoare. Deci dacă pe galben, dominantă. Galben. Dacă maximum ce putem să facem, să ne jucăm cu nuanțele. Da, uite că mi-ai culoare. Zis că și de fețe de masă și așa mai departe, îmi imaginez că munca unei decoratoare nu ține doar de acele flori sau arcuri sau acel locușor improvizat unde doar se fotografiază mirii, da? Sau dacă vorbim despre alte petreceri, este un loc amenajat. Totuși, decoratorul se ocupă în general de toată sala, da? Adică e o responsabilitate foarte mare și ai numeroase sarcini. Foarte mare responsabilitatea, pentru că atunci când vine mireasa mea la sală, vede decorul.
Da? Nu te uiți și nu te gândești, dar cum va fi mâncarea sau ce muzică primul, cumva da, răsună. Eu cumva îi dau tonul să zice, dispoziției, da? Îi creez dispoziția și atunci ea, dacă ar intra în sală și nu i-ar plăcea sau are alte așteptări de la mine și atunci vede altceva, desigur că responsabilitatea este maximă. Eu sunt în domeniu de 7 ani și de fiecare dată, la orice mireasă, până vine mireasa mea în sală, până îi dau în primire da, proiectul, îmi pare că o să explodeze ai inima emoții. Mea. Foarte mari, foarte, foarte mari emoții. Da. Și nu trec niciodată. Pentru că vorbeam de responsabilități, trebuie să alegi acele elemente. Și apropo, cum alegi elementele de decor? Dacă e să ținem cont de sală, dacă e să ținem cont dacă evenimentul e în aer liber sau iar într-o încăpere sau de sezon, nu știu dacă am mai zis. Cum, da. Cum alegi toate aceste elemente de decor? Uite, de asta și ziceam că mereu aleg să fie totuși o culoare, să persiste, pentru că din experiența mea, datorită alegerii lor, da, și cu ajutorul meu, materialul video și foto pe care îl urmează să-l primească este calitativ. Pentru că pe alb niciun video nu este tare, tare bun și nici nu este gustos, să zicem așa. Ei, da, asta, mă rog, ține și de gusturile fiecăruia. Dar da? Cum, dacă, m-ai întrebat exemplu, cum aleg. Și mă refer, uite, de exemplu, la flori, da? Pentru că sunt foarte multe elemente de decor. Vorbim de flori, baloane, lumânări, asta e bine, ce-mi vine mie în cap ca unei necunoscătoare, da? Da? Atunci când mă gândesc la decor. Și, de exemplu, dacă e să ne referim la flori, optezi pentru cele artificiale sau cele vii? Și asta e o întrebare tare bună. Deci, florile vii sunt mereu binevenite, cu toate că, dacă să ne gândim și dintr-o altă perspectivă, un pic să deviem de la subiectul de decor și tendințe, dacă să fim mai prietenoși un pic cu mediul și înconjurător și să ne gândim și la asta și la poluare, deci eu aș recomanda să optăm cât mai mult pentru flori decorative. Plus, artificiale, adică. Da, artificiale. Plus, la asta, florile decorative îți permit să îți păstrezi un anumit buget, adică să nu cheltuiești foarte, foarte mulți bani pentru decor, pentru că majoritatea totuși își doresc un proiect mai complex, mai cu compoziții masive, pentru că iarăși asta arată tare bine și vizual așa, fără poze și fără video. Și plus la asta, florile decorative îți permit, nu știu, fără, să pui flori fără număr, da? Și nu mai calculăm, punem aici 50 de compoziții. Și sunt mai accesibile sau... ca și exact. Cu toate că dacă totuși mirii își doresc flori vii, eu le-aș recomanda pentru să le utilizăm la mesele invitaților și, de exemplu, la masa mirilor, adică masa de prezidium, la zona de întâmpinare, chiar dacă cei care își doresc neapărat să aibă doar flori vii, totuși sunt recomandate decorative, pentru că noi lucrăm de la ora 6 dimineața și nunta începe, de exemplu, la 5 seara sau 6, respectiv clienții trebuie să-și dea seama că, uite, cât de bine nu am prelucrat aceste flori, ele nu vor arăta atât de bine. Eu pot să postez o poză de la ora 10 dimineața și să fac o publicitate, reclamă, da, la compoziția mea, dar ca atare, cu adevărat, ea nu o să arate așa cum o să postez eu pe rețelele de socializare. De asta, ca să nu riscăm. Da, uite că vorbeam care e mai accesibil, care e mai costisitor, putem să vorbim și despre niște prețuri. Bine, nu un preț stabil, dar nu știu de la cât pornesc costurile pentru un decor. Pentru că știu că adică oamenii nu își dau seama de prețul real și de munca ta reală, care este enormă, pe care o faci în spate. Da? Și mulți ar gândi că e mai ieftin decât este de fapt. Da? Dacă e să vorbim un pic despre prețuri, de la cât încep și până la cât. Prețurile pe piață pot să înceapă și de la 3.000 de lei și de la 4.000 de lei. Independență, dar eu tot timpul zic așa, independență de ce efect vrei. Dacă vrei să plângi la nunta ta, atunci alegi un decor de 2.000-3.000 de lei și pentru cineva este ok, dar independență de ce urmărești tu și ce vrei să vezi. Pentru că, iarăși, pe poze poți să vezi una și atunci când vii la un prestator de servicii și el îți arată o poză de pe Pinterest și
vii la nuntă ta și asta arată cu totul altfel, este una. Mm-hmm. Dar decorul, cred că prețul pentru un decor nu are limite, chiar și la noi în Republica Moldova. Adică cineva vine și mă întreabă, de la cât? Păi, uh-huh. de la cât pot să zic, dar până la cât ajungi chiar nu pot să zic. Da, apropo, ai acces la materiale? Adică atunci când, nu știu, oamenii vor ceva mai extravagant, tu poți să le propui asta? Ai de unde să comanzi sau ai de unde să cumperi respectiv tu acele lucruri și să înfrumusețezi acel eveniment? Da, ok, lucrăm cu... Procur ca și toți restul accesorii de peste hotare, de prin uh-huh. toate țările lumii. Desigur, China este în top. În rest, dacă văd ceva sau prietenii mei pleacă, de exemplu, prin Belgia, prin Irlanda și știu că ar putea să mă ajute cu ceva accesoriu, uite, apelez la ei. Foarte multe lucruri sunt făcute de noi. Avem în echipă persoane care... Eu sunt cu creativitate. Ideile. Zic, uite, eu vreau asta, știi? Și avem persoane care execută soțul meu, apropo, da. Deci e o muncă de familie. Da. Iulia, îți mulțumim tare mult pentru prezență și pentru aceste sfaturi utile, de care sperăm că telespectatorii noștri vor ține cont și te mai așteptăm cu mare drag la noi. Cu mare drag.